Academia de Științe, cu toate instituțiile și cu, și cu administrarea științei în întregime, așa și cu relațiile noastre cu europenii, definește de la buget 197 de milioane din aceste 450 de milioane. Corect când se vorbește despre această sumă și îi se atribuie Academiei de Știință. Academia de Știință a condus toată comunitatea. Astea nu sunt banii Academiei de Știință. Dar încă un lucru foarte important pentru Academia de Știință, care arată că noi am gestionat, am administrat cercetarea destul de bine. Nu ne e efectiv. Deci la aceste 197 de milioane care le dă pentru Academia de Știință bugetul, noi am câștigat încă, pentru anul trecut, 100 și mi se pare că 40 de milioane, în jur la 140 de milioane. Deci cum poți să vorbești despre neeficacitate când în 2004 toată știința dădea zero, deci contribuții și zero extrabugetar. Dar în Academia de Știință, facem să cuit, nu e 42%. Dar pe țară sunt 30%. Deci celelalte instituții dau cu, sau extra bugetar cu mult mai puțin. Deci ceea ce demonstrează că se lucrează. Numai Institutul de Genetică, informații care mi-au dat domnul Botnaru și domnul Boian, a adus 14 milioane de lei prin servicii. 1500 anul ăsta de hectare de lavandă sau material sădător s-a sădit în Republică. 1500 de hectare de lavandă de la Institutul de Genetică. Institutul de Genetică este unicul institut care deține fondul genetic. Și toate chestiile acestea nu mai sunt așa de negative cum le vrea unii să le interpreteze, mai ales cei de la publica care au fost invitați. Pentru că dacă se te uiți în alte instituții și în țară la noi găsești atât de neajunge. Că numai despre asta nu-ți ajunge oameni să vorbești. Dar este foarte important ca totuși să găsești lucrurile bune, pozitive și să le dai ca exemplu și ceilalți să le preia pentru ca să dezvoltăm această țară. Deci, pe exemple pozitive putem noi să dezvoltăm această țară. Pe exemple negative, se continuu, eu cred că noi putem pur și simplu să o degradăm continuu. Și din punctul ăsta de vedere, sigur că trebuie de privit lucrurile altfel. Eu vorbesc despre lucrurile acestea, nu de aceea prin care să-mi apăr mundirul meu. Dar vorbesc despre ce că există această statistică. Noi avem 42 de proiecte cu programele europene. 42 de proiecte. A menționat și doamna secretar general a Cancelarii de Stat. Noi am plătit un milion de lei și am adus 4 milioane de euro și am adus 4 milioane jumătate de euro cu proiectele, deci care au fost 1-4. Din păcate, în țară, numai 23% s-au verificat granturile, deci europene și internaționale. Aici noi toți suntem un exemplu și lucrul ăsta pur și simplu trebuie de vorbit. Pentru că mi-aduc aminte, este aici domnul președinte Hotinean, că spunea că a să vină. Mi-aduc aminte despre el. Deci, ăsta e un exemplu jurnalistic foarte și foarte elocvent. În sensul cum se poate lucruri pozitive de interpretat negativ. Deci, membru corespondent, președintele Comisiei Parlamentare, în toată dimineața, cu mașina Parlamentului, se duce la dânsul, la Clinica Republicană, până la ora jumate la 9, discută, vizitează pacienții, discută și se facă pe zi și pleacă la ora 9 să fie de acum la Parlament. Deci a fost interpretat că e chestiune negativă că folosește transportul public. Este transportul pentru președintele comisiei. Și el face ceea ce consider că trebuie să facă și face lucruri bune. Că feciorul lui face operații de transplant. Așa tânăr să face operații de transplant. Profesor.
Așa, tânăr și profesor. Și de ce el s-a încumetat să-și construiască o casă în ograda lui tatăl său? Eu vă spun că lucrurile pozitive pot fi, așa și la noi, lucrurile pozitive pot fi interpretate negativ. Dar nu e problema asta, că istoria și timpul le așează la locul lor. E problema că cei care conștientizează și înțeleg, trebuie lucrul ăsta să-l spună. Calm, să arăte toată componenta negativă a noastră, constă într-aceea că noi, majoritatea dintre noi, am fost spectatori. Deci Duca, ca Cancian Fordui, deci a ținut ambrazura, a luptat, dar ceilalți au privit ca un spectacol și au așteptat ce se întâmplă. M-au murdărit din cap până în picioare, m-au făcut cu ou și oțel, dar toată lumea a așteptat nimeni, nu s-a cumetat ca să vină și să spui, Domnule, nu mai este așa. Nu mai este așa. Și asta este, eu cred că tot e o latură sau un motiv care ne-a dus pe noi astăzi în această situație. Situația nu este simplă, dar nu este tragică. Cred eu că nu este tragic. Sper că nu este tragic. Acesta ceea ce am vrut să spun, că noi trebuie să ținem la ceea ce pozitiv noi facem și să vorbim despre el. Și să vorbim numai decât despre probleme. Nu nouă să ne vorbească despre problemele noastre. Dar noi să vorbim și să căutăm mecanisme, posibilități de a rezolva aceste probleme. Pentru că ceea ce suntem noi aici, finanțarea aceasta cu avem, în 2004 am avut numai 69 de milioane toate finanțarea. Știți foarte bine, acei care sunt membri Academiei mai în vârstă, era 72 de lei indemnizația unui membru Academiei. Lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat spre bine. Dar nu cu scopul ca noi să stăm și să așteptăm mai departe deci din cer să cadă ceva. Dar s-a dat cu scopul ca noi să valorificăm capacitățile noastre pentru ca să putem să vorbim pozitiv despre știință. Nu e problema în Academie, că Academia nu are nicio vină aici. Problema e în comunitatea științifică. Este ea consolidată? Înțelege? Sau e moldovenism adevărat? Universitățile se vadă Academia distrusă ca să nu mai audă de ea, Academia să nu mai vadă nu știu pe ce, și așa mai departe. Noi, celelalte instituții ramurale care când și mai trebuie schiele și așa mai departe, și noi, o problemă. E o problemă. Să știți un lucru, noi avem cei mai puțini cercetători din toate țările asociate la Uniunea Europeană și din toate țările fost-sovietice. Cei mai puțini cercetători, 3.000. Estonia, cu 1 milion de locuitori, are 7.000 și jumătate de cercetători. Noi avem să avem cu 75 de membri Academiei care s-au preconizat în proiect, cei mai puțini membri Academiei din toată lumea. Pentru că nu poți să... Estonia are 77 de membri Academiei, cu 1 milion de locuitori. Nu poți să compari cu Grecia, cu cei 40 de membri Academiei, care au fost cândva 100 și nu vor să aleagă pe nimeni. De ce? Pentru că au un fond. Și dacă sunt mai puțini membri Academiei, înseamnă că indemnizația e mai mare. Și iată care este interesul. Și de tot așa, practic, ea a dispărut de prima pământ. Dar o Academie activă, ea trebuie nu numai să stea, dar ea trebuie să se implice. Dacă se implice, ea trebuie să ai pârghii. Fără pârghii, cum să te implici? Virtual? Sau așa, să facem discuție? E o chestie foarte discutabilă. Și e problema între aceea. Suntem noi în stare ca să argumentăm pentru ca să menținem măcar câte ceva, pentru că avem experiența mai multor academii. Dar asta este voința politică. Politicul vrea să-și asume responsabilitatea de deci, administrare a sectorului, a cercetării, pentru a avea eficacitate mai mare, pentru a avea mai mult impact asupra dezvoltării. Voința politică. Noi, unica ce putem face, putem
încă o dată să încercăm să dialogăm ca să demonstrăm că lucrurile trebuie să fie altfel puse la bază. Că chestiunea aceasta este foarte similară dar nu e unul la unul, cu Academia Rusă, care i s-au luat tot patrimoniul, s-au dat guvernului și au rămas practic fără patrimoniu, dar au rămas cu institutul. Și tot vedeți cum Academia Rusă degradează după indicatorii de cercetare, așa ei arată mai prost Academia Rusă decât Academia din Moldova. Și lucrurile acestea nu le publicăm noi, dar le publică Uniunea Europeană. Asta este. Dar eu am vrut să vă spun că noi am elaborat un proiect, a spus domnul Hanganvier, proiectul ăsta a fost discutat, a fost expertizat la Uniunea Europeană, el a fost propus, noi am avut o înțelegere, până la urmă la ultima sută de metri, deci comitetul acesta, sau cum se numește el, direcția aceasta de reformă, a preluat proiectul care a fost elaborat de noi împreună cu Ministerul Educației, Ministerul Economiei și expertizat la Uniunea Europeană și, deci, practic, au făcut niște schimbări care le cunoașteți dumneavoastră. În principiu, în mare măsură, deci, au rămas multe lucruri care noi le-am propus. Dar principalul, ca patrimoniu, ca Academie de Științe, i s-a luat dreptul de a fi fondator a instituțiilor. Că Academia de Știință rămâne ca instituție importantă națională în țară, deci partenerul sau strategic al guvernului, care practic trebuie să examineze toate proiectele care vor fi date de către agenție și în fiecare an să facă un raport despre starea științei în Republica Moldova și perspectivele ei de dezvoltare. Și în fiecare an, Academia de Științe trebuie să propui prioritățile științifice pentru toată comunitatea. Vreau să vă spun că Academia rămâne cu atribuții serioase. Numai că ele cred că trebuie să mai bine formulate, pe cum au spus mii juriștii, ca să fie mai clare. Pentru că așa, dacă sunt vagi, apoi poți să faci, poți să nu faci, poți să spui și să nu faci. De aceea, tot fazie este important lucrul ăsta, deci noi să ținem cont de el. Asta am vrut să vă spun, care este istoria, vreau să o cunoașteți, pur și simplu, ca să știți, hai să vedem ce facem mai departe, pentru că proiectul a fost aprobat în formula în care eu am să vă spun acum. Și acum, deci prima platformă, a doua platformă, prima platformă a fost audie. A doua platformă a fost guvern. Guvernul a hotărât ceea ce a hotărât, a acceptat unele propuneri din partea noastră, acum o transmite Parlamentului. Acum la Parlament, pe cât mi-a spus mie, nu știu, sper că s-a întâmplat, mi-a spus domnul Cotineanu, el o să facă audieri publice. Audieri publice. Deci eu cred că pentru audieri publice, dumneavoastră, noi trebuie să ne pregătim. Pentru aceasta trebuie să discutăm, să ne facem un schimb de păreri, dar eu cred că foarte calm, fără mari emoții și să încercăm totuși să influențăm asupra a doua platformă, deci Comisia Parlamentară. Și după Comisia Parlamentară, deci va merge prima și a doua lectură în Parlament. Deci eu să vă spun câteva cuvinte ce am propus. De asta mulți ați ascultat, multe poate n-ați reușit. Ce am propus important pentru noi la proiectul care a fost discutat ieri la guvern. Am propus ca agenția să fie condusă de un director general care deține titlul de științific. Pentru că în proiect se spune că agenția poate să fie condusă de oricine. Poate să n-aibă și titlul de titlul științific. Ceea ce pe noi ne deranjează, pentru că această agenție poate fi condusă de o persoană care, în general, în viață nu a avut afaceri cu cercetarea. Nu știi ce este cercetarea, nu știi ce este acest sistem. Chiar dacă este foarte un bun manager. Și pe noi lucrurile se interanjează. Nu s-a susținut această chestiune. N-am făcut o analiză în lume, unde mai sunt agenții de acestea.
începând la Germania și terminând cu Estonia, în Europa. Peste tot, acești manageri, acești directori de agenții, de fonduri, sunt obligatori să intervenție domnul președinte. Domnul președinte, veniți aici în gândul. Veniți în gândul. Veniți aici, vreau să sunteți. Amoia, tamar, vorbim despre dumneavoastră. Deci înseamnă că prima nu s-a acceptat. Iată, mai repet o dată, pentru că noi așa ne-am înțeles, că o să discutăm, după ce o să spun eu ce am vorbit ieri, la, ce am propus la, la guvern. Și pentru platforma a doua, sau a treia, sau cum se numește, Comisia Parlamentară, noi, Academia de Științe, o să vie cu propuneri unde o să fie discutate și după aceea transmise în Parlament. A doua chestiune legată de fondator Academiei de Științe. Noi am propus ca Academia de Științe să, să aibă dreptul ăsta de a iniția, reorganiza și lichida instituții de drept public din domeniul cercetării și inovării. În subordine. Care a fost comentariul? Eu spun, nu s-a acceptat. Nu știți, asta a fost problema principală. Asta este și problema principală. Deci, care a fost comentariul? Conform prevederilor proiectului, toate entitățile din domeniu, din Republica Moldova, toate entitățile, pot avea în subordine organizații din domeniul cercetării și inovării. Organ central de specialitate, instituții de învățământ superior, universitățile, mediul de afaceri, toată lumea pot să organizeze, să aibă clastre, să aibă instituții. Primii care am fost noi, conform legii, foarte, foarte de mult, de 70 de ani în urmă, sau 55, dacă vorbim despre Academie, am fost noi. Acum acest drept ni se ia. Toți au, și mie mi se pare că aici noi am scris că pentru Academie de Știință acest drept este îngrădit. Fapt ce reprezintă o deviere atât de la normele legislației civile, cât și, cât și poartă un caracter discriminatoriu. Și de aceea noi am insistat ca noi acest drept să-l avem. Următoare chestiune care am propus-o și tot n-a fost acceptată. Deci Academia de Știință decide asupra chestiunilor ce vizează limba și istoria națională. Recomandă organul central de specialitate normele de ortografie. Am de ministerul de educație. Deci, care a fost comentariul? Cu urmând modelele europene de organizare a academiilor, în special cel al României, e mai aproape, se propune ca Academia de Știință să fie instanță decizională în materie de limbă și istorie. Această prevedere va scoate în afara politicului chestiunile sensibile ce vizează lingvistica și interpretarea istoriei. În acest sens, în subordine Academiei de Științe, noi considerăm trebuie să rămână Institutul de Istorie și Institutul de Filologie. Următoarea propunere, care a fost acceptată, este la articolul 76. Acolo a scris că, Academia poate avea, că Academia poate avea 75 de membri Academiei. Astăzi, Academia are 78. Real. Adică are 80 în în realitate, dar 78 care primesc indemnizații. Noi am inițiat și un proces de alegere a membrilor Academiei și deci am adus argumente că nu există altă Academie. Noi fim pe primul loc, de punctul ăsta de vedere, la coadă, cei mai puțini membri Academiei. Guvernul și prim-ministru a acceptat nu 75, dar 91. A fost cifra care am propus-o noi mai de mult. Următoarea propunere care tot s-a acceptat. Era scris că indemnizațiile de acere în fiecare an le determine guvernul prin decizia sa. Noi am considerat, în comentariul care l-am spus, am considerat că asta este o pârghie de a ține, cum se spune, că niște hățuri de a ține acanicenii să tacă și să vorbească ceea ce trebuie sau ceea ce va vrea. Ce implică? Guvernul se schimbe, politicienii vin diferiți, partide diferite. Și am considerat că trebuie să fie imperativ scris. Și așa cum este astăzi în lege. Și guvernul și domnul prim-ministru a acceptat ca să fie ca în lege. Membru titular 4.000, membru corespondent 2.500 și în fiecare an se indexează. În dependență de inflație, în dependență de situație. Dar să rămâie și acestea s-a acceptat.
Mai departe, la alineatul 2, să se excludă sintagma în baza unui regulament aprobat de guvern. Deci aici au apărut mai multe. Prima, alegerea membrilor Academiei. Un regulament trebuie. Deci, încă mai sunt câteva acolo, vreo două, trei, mi se pare că regulamente trebuie și aceste regulamente trebuie noi să le elaborăm și să le întâlnim la guvern. Noi am considerat și am adus deci, argumente că nu este bine așa ceva. Și ieri l-am auzit pe secretarul Comisiei Parlamentare la Publica, care spune că asta este inadmisibil. Dacă dai autonomie, apoi trebuie noi să hotărâm. Academia să hotărască cum să aleagă membrii Academiei, cum să procedeze în toate cazurile, pentru că altfel tu îngrădești, iei dreptul de a fi autonom și independent. Și atunci cazurile astea sunt foarte periculoase pentru a doceliza Academia, pentru a o face să spui și să facă ceea ce dorește. Dar Academia trebuie să spui ceea ce consideră să avanță. Că ei nu primesc decizii. Ei pur și simplu să expun părerea. Decizii le primesc cei care trebuie să primească decizii. Din punctul ăsta de vedere, noi am să rugăm și mai departe pentru ca aceasta în baza unui regulament aprobat de guvern să fie exclus. Adică regulamente care se le aprobă guvernul să fie exclus. Regulamentele să fie elaborate și aprobate de adunare generală a Academiei de Știință. Și prezidium, în cazul când deci, că va fi deci adunare generală și prezidium. Mai departe, noi am propus ca personalul aparatului de conducere a prezidiumului să fie funcționari publici pentru că este o instituție publică, conform, deci, legii. Iarăși nu s-a acceptat, ceea ce pe mine mă miră. Poate fi vreo 10-15 ani cât o să fie. Nu cred că e mai, pentru că astăzi sunt funcționari publici. Noi vrem ca să le păstrăm această chestie. Mai departe, și deci ultima ceea ce a fost, iarăși, ca așa la început, am cerut ca noi să fim în calitate de fondatori a organizațiilor, și mai ales a grădinii botanice, a bibliotecii, pentru că m-am uitat în internet în noaptea, alaltă ieri, noaptea, duminică, spre multe academii care le-am reușit să le accesez. În toate academiile există bibliotecă științifică. N-am găsit niciuna. Invers, Academia de Știință, ce are? Unde dau institut, e corect, dar biblioteca este. Biblioteca este un atribut al Academiei, pentru că și cea mai mare bibliotecă în țările care m-am uitat, științific, este la Academiei de Știință. De ce? Noi considerăm că ea trebuie să rămâie. E clar că am vrea să fie și grădina botanică, pentru că totuși grădina aceasta botanică s-a fondat aici, are tradiții, are și am vrea ca aceste tradiții să le păstrăm. Și ultima, ceea ce am dat de citire la guvern, asta e punctul 5 dintre cele recomandări care le-a făcut Comisia, să mă bine zis, grupa de experți europeni. Deci, esența acestei recomandări este că categoric ei nu recomandă ca institutele din Academia de Știință să fie transmise în altă parte, la un minister sau la universități. De ce? Pentru că există practica internațională ce s-a transmis la universități sau dispărut și există practica tot așa internațională ceea ce s-a transmis la ministerie, la fel, deci nu noi am, 2 ani urmă, am transmis la ministerie institutele din agricultură și institutele din medicină. Colegii, văd că sunt aici din agricultură și medicină, pot să se expui și să spui care e situația. Situația este foarte încordată. Dar, nu, asta este esența acestei recomandări, dar vreau să vă spun un lucru. Am spus-o în speech-ul meu, că am avut 2 minute și am vorbit. Deci, reforma științei în Republica Moldova se face, și am spus-o noi 2 ani urmă, o facem și se face cu scopul de a trece la standardele europene de administrare a științei. Standardul european, de obicei, nu există ca o academie într-o țară europeană să
administreze știința. Noi am luat-o în 2004, de atâta când i-a degradat complet și am consolidat comunitatea științifică. Dar sunt ministerii, agenții, fonduri, da, este și Academia de Știință în Finlanda. Unii Academie de Știință din Finlanda gestionează toate proiectele în domeniul științelor fundamentale. Ea este și ca un fond pentru cercetări fundamentale. Dar noi am considerat, deoarece să nu se întâmple că politicul, guvernarea, tot timpul se gândește, dar ce iată, numai Academia ce se ocupă, dar noi ar trebui, pentru că noi nu simțim impactul științei, inovației asupra dezvoltării. Și noi am spus că este bine ca să preluați această administrare. Și principiul ăsta a fost înțelegerea de bază dintre Academie, Universități și Guvernare și clasa politică. Și lucrul ăsta noi l-am făcut. Dar noi credem că ar trebui să ne gândim și asupra faptului că Academia de Știință trebuie măcar să rămâie, că eu am spus, să rămâie cercetarea fundamentală, să fie de bază, unde noi am putea cu universitățile, cu, să organizăm acest lucru. Și ultima chestiune legată de universitate și liceu. Deci, liceul, noi l-am format 7 ani în urmă cu scopul că în domeniul disciplinelor fundamentale, matematică, fizică, chimie, limbă, istorie, pregătirea în Republică este mai slabă și degradează din cauza că nu vin profesori suficient și din cauza mai multe pricințe. Și noi hotărâți să formăm acest liceu. Asta îl numesc pentru copiii dotați, dar el nu e. El a devenit un liceu pentru copiii dotați. Dar este liceul la Academiei de Știință. Însă și copiii niciodată nu vroiau ca când venim la dâns și să le spunem lucrurile astea, spunem, domnul președinte, nu ne mai numiți pe noi liceu pentru copiii dotați. Pentru că noi am venit din diferite, am câștigat din diferite locuri a Republicii Moldova. Da, noi ne pregătim. Care a fost deci scopul? Asta a fost. Din păcate, trebuie să recunoaștem și lucrul ăsta nu trebuie să las, nu putem să-l ascundem, pentru că el este evidentă statistică. Mai mult de 50% din absolvenții acestui liceu au contracte încheiate cu universitățile lumii, cele mai prestigioase, apropo, unde eu la învățătură, în primul ciclu, cu plată, cu totul absolut, asigur totul absolut, până a începe a da bacul. Și a dat după BAC, încă se mai duc. Și practic, puțin rămân la Universitatea Academiei și poate în jur la 30-40% rămân în universitățile noastre. Din universitățile noastre, cei mai mulți se duc în medicină. Și pe locul 2 stă Academia de Studii Economice. Și eu spun că am vorbit nu odată și cu doamna Canciana Babi și cu doamna Canciana Bilostește, că studenții, absolvenții noștri de la liceu sunt studenți buni. Au pregătire bună și ei sunt mulțumiți. De ei și noi suntem mulțumiți că e pregătit. Dar problema constantă e că, sigur, că deoarece noi nu avem dreptul ăsta, îl transmitem în Ministerul, acest liceu îl transmitem în Ministerul Educației. Dar eu am pus o condiție și sper condiția aceasta să fie, pentru că noi am avut un liceu format la Universitatea de Stat. Iată, este doamna Cancea, deci, Rusnac. Acest liceu care e republican, tot așa, pentru copii dotați, el, când a trecut republican, el a fost a început la universitate, el mergea foarte bine, din punctul meu de vedere, și după aceea, când a trecut să fie republican, și când au început să iei 2000 de elevi, el s-a transformat, deci liceul s-a transformat în business. Cât mai mulți elevi, cu atât mai mult nu știu ce. Și de aceea liceul ăsta, practic, a dispărut de pe din vizor și el nu m-a arătat. Acest liceu are indicatori foarte buni. În jur la 60 sau 65 de medalii au luat ei anul ăsta de învățământ la Olimpiadele Republicane. Atâta cât a luat cealaltă parte a liceelor de Republica Moldova. În fiecare an acest liceu este concurs. La alte licee, în general, se închid. De ce? Pentru că nu se duce nimeni. Pregătirea este destul de bună, dar vreau să vă spun că profesorii primesc salarii mici, dar sunt entuziasmați. De ce? Pentru că sunt acești copii, e o plăcere să lucrez cu ei. Ei participă la olimpiadele acestea republicane.
anul ăsta doi copii de la noi au plecat sau pleacă la Olimpiada Internațională la Biologie. Un elev din liceu pleacă la Olimpiada Internațională la Limba Franceză. Deci vreau să vă spun că din clasa 10 toți copiii învață numai limba engleză. A doua limba învață. Sau franceză, sau italiană, sau alte limbi. Și la franceză. Și trei copii din acest liceu pleacă la Olimpiada Internațională la Informatică. Deci în cazul ăsta sunt invitați, mi se pare că la SEM sau nu știu unde să fie anul ăsta Olimpiada Internațională. Da. Da, a fost? Poți? Nu. A, Balcanică. Da, săptămâna când a fost Balcanică, iarăși ai noștri acolo s-au evidențiat. Și vreau să spun că noi ne bucurăm de ei. Și n-ai ce face, ca să nu iei. Într-adevăr, nu este treaba noastră, dar noi am încercat să arătăm tuturor celor care au licee cum ar trebui să lucreze, deci, cu acești copii pentru ca să-i pregătească. Pentru că nu e problema în fapt că ei sunt dotați. Problema în pregătirea lor bună. Și, mă rog, cu universitatea. Universitatea a fost formată în, am spus-o la guvern, în rezultatul negocierilor dintre noi, dintre, deci, Ministerul Educației și Guvern. Noi nu am acceptat ca românii, ca polonezii, ca cehii, ca instituțiile să pregătească doctoranți. Ei nu au acceptat integral proces la Bologna. Au lăsat la instituții să fie școli doctorale. La instituții. Noi am hotărât ca să mergem pe o cale mai corectă. Și am creat această universitate, dintr-o parte, pentru ca să menținem disciplinele fundamentale care astăzi copiii slabi se duc ele, și din altă parte să avem școli doctorale și să pregătim doctori în știință în aceste institute. Numai acesta a fost scopul. În cazul când ea va fi comasată, nu are importanță, universitatea de stat, universitatea, orice universitate, ea sigur va dispărea. Și va fi un păcat pentru că ea are indicatori destul de buni, burse, elevi, profesori. Profesorii, majoritatea sunt din institute și noi am dorit ca ea să existe. Și am vorbit cu, nu se poate în Academie, am vorbit cu domnul prim-ministru, nu l-a acceptat, deși a fost propunerea ei să fie comasată cu, dar nu este asta în lege. Asta decizie va primi guvernul mai târziu, ca să nu intre în lege soarta acestor două instituții. Dar avem o înțelegere și am spus-o și o spun cu prim-ministru și că această universitate va rămâne și va conduce mai departe aceste școli doctorale. Pe urmă, când va fi reforma sistemului educațional, se vor mai gândi, se va mai vedea ce se va mai întâmpla. Iată, acesta este ce am vrut să vă spun. Scuzați-vă, rog, că v-am luat timp, dar eu mă gândesc că n-avea rostul să începem noi să discutăm nu știu ce. Eu v-am spus care este situația. Acum, domnul Gancean Furdui este o persoană care, de la început, a intrat într-o activitate pentru a proteja, a apăra și a cere dialog cu conducerea țării pentru a discuta ce se propune. Nu, deloc absolut, că m-a întrebat cineva la telefon azi dimineață, că iată, deci, nu, el nu luptă. Eu, dacă dumnealui spune că luptă, poftim, eu nu văd, nu vreau să spun că dumnealui luptă. Dumnealui cere dialog. Cere ca să se întâlnească cu conducerea țării, cu deputații, cu ministrii, cu președinții de partide, celor care primesc decizii, pentru a discuta situația. Și eu cred că este o cerere destul de normală și destul de... Se acceptă cererea dumneavoastră. Dumneavoastră a scris o scrisoare către președintele Partidului Democrat, pentru ca să întâlnească. Dumneavoastră a scris o scrisoare către domnul prim-ministru, da? Ca să întâlnească. Și... Acum către candidat. Acum aia când mi-a luat spune că o să discute azi cu dumneavoastră ca să trimite o scrisoare în Parlament. Eu îi mulțumesc domnului președinte Hotineanu, membru corespondent, că este azi prezent cu noi, că, pentru că să audă ce doresc, ce vor. Noi nu vrem să distrugem nimic, noi nu vrem să facem rău nimănui. Noi vrem să ne audă pe noi și spui, domnule, că astea au așa părere. Hai, venim cu argumente. Pentru că la unele chestiuni care a venit domnul Ciocan cu argumente, eu m-am acceptat. Dar unii au spus că nu sunt argumente suficiente pentru ca eu să accept. Și asta e o chestiune foarte normală. Acum, hai să vedem cum construim
discuția noastră ca să nu transformăm într-o, așa știți, discuție haotică, da. De ce eu vreau să spun așa? Deoarece a fost inițiativa domnului Acâncean Fordui, el e președintele Sfadul Acâncean, eu îi propun ca dumnealui să vorbească, ci cum consider el că ar trebui noi să procedăm. Dumneavoastră, domnul deci președinte Hotineanu, acum, ca să nu uit, deodată să spun, alegerile. Stimați colegi, noi ne-am ciocnit cu situația care am spus-o și eu, când se fac. V-am făcut compliment, domnul Hotineanu, că lucrurile bune pot fi interpretate și prezentate ca acțiuni rele, negative. Din păcate, colegii noștri, deci, au început să ne critique și să vină cu propuneri că alegerile nu sunt corecte, că alegerile, deci, se fac în calcări și ele ar trebui suspendate. Și unul din doctori a scris, chiar în judecată, unii a cerut suspendarea alegerilor. Noi am fost corecți față de toată lumea și față de dumneavoastră, de colegii noștri care au spus că ei consideră că sunt încălcări. Noi am găsit acea încălcare care a fost foarte conștientă. Și conștientă pentru că au fost propuse de către toate secțiile ca concursul să fie anunțat nu pe specialități care sunt înguste, dar pe domenii care sunt mai largi și atunci pot să participe mai mulți candidați. Nu am mers. Dar când am ajuns la o etapă și am văzut că ne-a dat în judecată, noi am luat și am suspendat alegerile pentru că am înțeles că o să aducem prejudicii celor care vor fi aleși. Că judecata, la urmă, pot spune, domnule, ei au încălcat și era evident încălcarea legii. Și noi ne-am retras și am spus că hai să vedem cu coordonatorii, cu secții, hai să vedem și să propunem pe specialități. Și s-au propus pe specialități. Au fost discutate la secții, din 27 de dosare, au trecut 9 la membrii corespondenți, la secții, și au trecut 4 la membrii titulari. Acum, domnul Cancean Furdui a venit și el cu un demers și a spus că, iată, el nu este convins că totul s-a făcut corect. Și a propus ca să organizăm o comisie din membrii Academiei și din 2-3 juriști, specialiști în tehnica legislativă, sau în tehnica, da, legislativă. Această comisie s-a format în frunte cu domnul Viorel Pisacar. Eu lucrat, nu a fost simplu, a fost multă discuție, poate nu chiar plăcută, dar până la urmă au luat și au analizat de la început până la sfârșit toți pașii care i-a făcut Academia, secțiile, până la adunarea generală. Și am avut birou și dumneavoastră ne-a prezentat că încălcări nu sunt. Acolo a apărut o problemă, dar problema aceea nu influențează, el nu are tangență cu alegeri, pentru că alegerile se fac de membrii Academiei. Și de aceea noi am hotărât că să ascultăm acest lucru la Consiliul Suprem. Noi să ascultăm la Consiliul Suprem, acum eu am dat indicație colegilor, doamne Hanganu, domnul Sirotilă, ca să examineze în această lună care este situația, când putem noi să facem, că trebuie quorum să avem. Quorum, deci, membrilor Academiei și trebuie cei care sunt candidați să fie pe loc. Și studiem situația și noi cred că o să revenim la această problemă. Să sperăm că vom reveni. Dar, știți dumneavoastră, situația se schimbă în orice moment, trebuie să fim gata la orice ce. Eu vreau să vă preîntâmpin pe toți ca noi să conștientizăm, mai ales acei membri Academiei care au venit, ca și mine, din Uniunea Sovietică. Înainte, membrii Academiei aveau un cuvânt greu. Poziția Academiei și a membrilor Academiei era apreciată și era aprobată de către toată conducerea și politică și de stat. Acum noi suntem într-un stat de drept.
În statul de drept, deci este foarte important ca să urmărești să nu încalci legislația. Lucrul ăsta l-am convins eu pe pielea mea, pentru că am câteva dosare. Deci este foarte important ca noi de fiecare dată, când apare oricine dintre noi, ne place el, nu ne place, dar când apare și vine cu ceva, chiar din răutatea care el o are față de noi, față de președinte, de cineva, asta nu are nicio importanță. Dar poate această răutate, înțelegi, ne dă nouă posibilitate ca noi să conștientizăm greșeala pe care am făcut-o și nu cumva ea să se prelungească și de ce trebuie să ne oprim. Din punctul ăsta de vedere, eu rog pe toată lumea ca noi să fim foarte conștienți, să discutăm, să dialogăm, pentru ca să ducem lucrurile până la capăt. Va fi un mare păcat dacă noi începem lucrurile și nu le putem duce până la capăt. Eu vă spun sincer, vom fi blamați de către societate. Vă spun, domnule, ce fel de academie, dacă e un lucru simplu de alegere, nu poți să-l duc până la capăt. De aceea eu rog toată lumea, avem și pe domnul Guciac, este jurist și avem și direcție juridică și avem și alți juriști, vă rog să ajutați pentru ca noi să ieșim din această deci, acțiune, activitate, bine. Vă mulțumesc. Te-am făcut tot timpul. Eu vreau să ofer de la asta. Da. Mulțumesc, domn președinte. Mulțumesc, colegi. Președintele a menționat că noi suntem într-o stare dificilă, dar eu aș spune arhi-dificilă, critică, vorba va fi sau nu va fi Academia. Și eu în suflet sunt recunoscător dumneavoastră că ați considerat posibil în această perioadă să vă prezentați aici ca să vă expuneți dumneavoastră împreună cu toți ceilalți ce de făcut și cum de procedat. În primul rând, niciodată în istoria Academiei n-a fost așa o perioadă critică ca aceea în care ne găsim noi cu dumneavoastră. Care e pricina la ce noi am ajuns astăzi? E clar că sunt multe. Și cred că, în primul rând, noi trebuie să recunoaștem că aceasta este o greșeală a conducerii Academiei și o greșeală a tuturor noi, noastre, noi cu dumneavoastră. Eu nu odată mi-aduc aminte de câte ori s-a adresat președintele Academiei către noi să nu fim indiferenți față de faptele când în mass media, cum și ieri, aseară, unele persoane care niciodată în viață nu s-au ocupat cu știința, nu știu ce este știința adevărată, își expun opinia față de societate, aprecieri a oamenilor de știință, aprecieri negative, o discreditare completă a societății, a comunității științifice și a Academiei de Știință. Adică noi am procedat la dumneavoastră cam așa. Nu mă, pe mine nu mă deranjează. Eu am primit, voi primi ceea ce mi-e cuvine mine, mie, lasă conducerea să se determine. Eu vreau să menționez că pe deprins de acord cu domnul academician Cimpoieș, eu știu de ce ești părere am fost de fiecare dată, că noi suntem vinoveți. De ce? Fiindcă noi nu am dovedit societății, suntem elita inteligenței contemporane. Că noi cunoaștem mai mult de cei care încearcă să ne aprecieze. Am tăcut. Cât a vorbit doamna asta, Guțu? Cine a încercat afară de mine să se confrunte cu dumneiei?
Toți au tăcut. Așa. Cum și aseară. Și multe altele lucruri. Adică eu care toată viața am lucrat și cred că de aici ultima dată mă trece, consider că noi suntem vinoveți. Noi n-am creat o stimă față de comunitatea științifică, de academie și față de noi. Cu noi s-au purtat și am dat posibilitatea să ne aprecieze oamenii care nu cunosc ce e știință. Și ce facem noi? Și cum noi suntem apreciați? Bun. Asta vă zic că acum nu schimbă nimic, dar totuși eu cred că trebuie să facem concluzii. Chiar și în cazul asupra zilele acestea când prim-ministru a fost la Institutul de Genetică și Fiziologie a Plantelor, într-o zi în ajunul sărbătorilor, la orele 4, vine, deschide dumnealui ușile primul etaj, a doilea etaj, a treilea etaj, ne informând nici directorul, nici președintele. Cum noi ne-am purtat? Trebuia să fie o reacție, oricare, totuși. Ce înseamnă asta? Iberia sau nu știu cine acolo, vreau să zic, așa o atitudine și așa un pas care înjositor față de oamenii de știință. Toți au tăcut. Adică acum, dumneavoastră, toți ați știut, dar trebuia să știți că se examinează restructurarea științei și conducerii științei. Ce am făcut noi? Am făcut aceea că am fost martori la examinare, la adunare generală și cu asta s-a terminat. Adică mi-e dureros mie personal că și eu am fost printre cei care, deși niciodată n-am fost indiferent de ceea ce se vorbește despre Academie, ori despre dumneavoastră și chiar și despre mine personal. Ce-i făcut acum? Eu, împreună cu alți colegi, înțelegând că nu putem să fim indiferenți, ne-am adresat către conducătorul Partidului Democrat. Eu personal, împreună cu academicianul Cimpoi. Precedent, mai a fost un caz de criză a Academiei, dumnealui vreau să menționez că a rezolvat problema. Acum nu ne-a răspuns. Era clar că prim-ministru, de el depinde foarte mult. Situația scria așa că informația, proiectul a fost pus pe site-ul guvernului, vineri după masă, a fost câteva ore. Am avut noroc, nu este iaca, directorul Institutului de Informatică, el m-a asigurat cu acest proiect. De urmă, când lumea a vrut să-ți facă cunoștință, el a dispărut de pe site. E clar că nu era nimeni, sâmbătă, duminică. Am pregătit, trebuie, dacă de adresat, trebuie cu cine să faci, înțelegi
N-am avut cu cine, m-am adresat către prim-ministru, prin domnul președinte, că era de acum, n-avei poștă, de acum nu mai era posibil. Domnul prim-ministru, ce a spus când președintele a vrut să-i mâneze, să-i spună? A spus că îl interesează opinia membrilor guvernului. E clar că eu nu știu, dar aș fost în locul președintelui, eu aș spus, eu mă aliniez la ceea ce-i scris de către Cânceanu Furdui. Nu s-a spus asta. Și clar, nu s-a luat în vedere nimic absolut. Ei au continuat. Cum s-a petrecut, care au avut posibilitatea să privească, cunoaște. Eu nu odată am participat la ședințele guvernului. Vreau să spun că acolo este o disciplină așa strictă. Când era prim-ministru, cum îi zice lui doctor habilitat? Tarlev. Vasile Tarlev. Din membrii guvernului care putea să-i spui ceva, eram numai eu, nu nevin membru în locul președintelui. O dată, de două ori, de trei ori mă ridicam, el e clar să-i enerva, că asta nu este primit, dar altceva nu putea. Ei, s-a primit o situație extraordinară pentru știință, asta e o situație fatală. Asta cu toată responsabilitatea menționez, că dacă se realizează această hotărâre, știința noastră, în linii generale, va dispărea majoritatea. Faptul ceea ce a făcut atunci președintele Duca împreună cu Voronin, într-adevăr, a fost, deși domne rectori, nu știu ce nu-i satisfăcea, dar asta a fost o problemă care a salvat, adică o metodă de a salvare a științei. Dacă țineți minte, curgea peste tot locul, nu era încălzire, nu era electricitate, nu era ce vreți. Am ieșit din situația aceea. Că cum n-ar spune, cine n-ar spune, dar totuși Voronin a fost o persoană care a conștientizat, el a spus că știința trebuie să fie în fruntea capul mesei. Au venit alții. Știți situația la ce am ajuns. Dar acum, mulțumați colegi, ca Academia să n-aibă dreptul de a efectua cercetări, eu nu mă închipui cum cei care acolo au scris acest proiect, i s-a ridicat mâna ca cel mai înalt for științific să nu facă cercetări. Doamnelor, eu niciodată nu-mi închipuiam că e posibil așa ceva. A doua, că Academia să n-aibă institute. Ce înseamnă să n-aibă institute? A face azi știință fundamentală, știință care ceva face, trebuie să te consacri de dimineață până seara, fără sâmbătă, fără duminică. Dar astăzi se crede în lume, nu știu unde, numai nu cei care se ocupă cu știință, că e posibil să faci știință și să faci și educație. Adică jumătate de zi te ocupi cu știință și jumătate de zi te ocupi cu predarea. E posibil, să zicem, eu cred, la matematică, e posibil la, nu știu, la economie, domnul academician mai bine clar cunoaște, da? La literatură și limbă și mai departe, cred că e posibil. Dar la științele fundamentale care cere studii,
profunde, cunoștințe profunde, imposibil, domnilor. Adică știința a devenit un domeniu care cere consacrare de zi până noapte. Și dacă trece institutul, hai spune institutul meu de fiziologie și sanocreatologie la Ministerul Educației. Și care este prioritatea acestui pas? Numai de ce că Guțu și cineva vrea ca ei să se mândrească că au universități și au instituții. E o greșeală și eu vreau ca noi toți să conștientizăm că asta este o greșeală fatală. Celelalte, care sunt multe acolo erori, dar ele încă poate de închis ochii. Dar aceasta este principalul pentru ce noi trebuie să ne luptăm. Pentru ca Academia să aibă dreptul să efectueze cercetări și să aibă institute. Ce de făcut? E clar că guvernul de acum și-a spus opinia sa. Acum a rămas Parlamentul. Adică unica posibilitate astăzi, noi cu dumneavoastră, să găsim ieșire la conducătorii de partide care sunt reprezentați în Parlament și să-i convingem că aceasta e o greșeală fatală, că nu trebuie de acceptat ceea ce a făcut, ministerul, adică guvernul. Adică noi trebuie să găsim posibilități de a ne întâlni cu președintele Partidului Democrat, care are 53, de a găsi posibilitate cu alți, cu același Voronin, e clar, cu doamna Griceană, nu știu pe acolo care mai sunt cibotari, mai are acolo nu știu câte locuri. Da. E, Ghimpu, da. Adică... Ghimpu nu știu nesuțele, da. E clar. Adică, mulțumați colegi, nu este altă ieșire. De ce am pregătit o adresare către domnul Candu și vă rog, membrii Academiei, directorii de institute, dacă sunteți de acord, să o iscăliți și să o transmitem dumnealui. Adică, în ce constă această adresare? Ca noi să avem o intervedere, posibilitate ca noi să spunem ce înseamnă această hotărâre. Nu să cineva să le informeze, dar noi, cei care știm ce e știința, ne ocupăm cu știința, să lămurim. Eu cred că cu el ne vom întâlni. Dar eu înțeleg foarte bine că și dumnealui și mulțumatul membru corespondent, președintele Hotineanu, președintele comisiei, unde a nimerit, vreau să zic, proiectul acesta, nu numai de dânsul de dânsul depinde. Depinde și de conducătorii în mare măsură a fracțiunilor partidelor. Adică trebuie să ne întâlnim cu președinții fracțiunilor Parlamentului. Este dureros să conștientizez când am devenit vicepreședinte, erau 21 de institute. Nu, 101. Acum ajungem la ceea că dispare și Academia. Soarta unui savant într-o țară democrată, într-o țară care tinde
să intre în Europa, într-o țară care tinde să se manifeste în, în lumea. Da. Eu, încă o dată, nu vreau acum să începem, vă zic, să mergem pe calea, cum a spus președintele, pe calea, că eu, credeți-mă, că cunosc mai mult decât unii alții și cunosc mai bine toate ce s-a trecut, dar nu trebuie să mergem pe această cale. Greșeala noastră a fost că noi nu am fost consolidați. Noi nu ne-am susținut unul pe altul. Noi am căutat și așa este la moldovenii. De fapt, este o, trebuie să recunoaștem că noi nu ne susținem unul pe altul. Noi manifestăm indiferență unul față de altul. În cel mai bun caz, dar în unele altele noi căutăm să menționăm că nu chiar așa el de deștept, nu e atât de mare savant. Adică eu sper că dacă noi nu o să fim indiferenți și astăzi vom fi consolidați și vom activa, vom salva Academia. Mulțumesc. Cine mai dorește să vorbească? E clar, da? Domnul președinte? Eu ce aș vrea eu să spun? În primul rând să-mi cer scuze că am întârziat un pic. Bună ziua! A fost ședința Comisiei Parlamentare și astăzi am audiat Ministerul Educației cu rezultatele de la BAC. Și acolo sunt probleme. Dar până la urmă vreau să spun că situația s-a ameliorat. Nu mai sunt 40% cum era în 2014. Acum au susținut BAC-ul 82% pe țară, deci în general așa că... Dar sunt probleme și acolo, de aia și-am întârziat un pic cu aceste audieri. Fără discuții că situația s-a creat în jurul Academiei aceea care este, domnul președinte Ducă și domnul președinte academician Furdui v-a descris situația, este un nou cod. Îmi pare rău că nu este acel proiect al codului științei care a fost discutat cu experții din Uniunea Europeană, chiar îmi pare rău, fiindcă au fost atâtea întâlniri, atâtea discuții, atâtea variante, dacă vreo 5 variante deja care au fost discutate și până la urmă a fost, în anul trecut, a fost, s-a ajuns la un numitor comun, la un proiect de fapt de bine echilibrat. E, acum a apărut ăsta care este, ăsta e un proiect abia, e hotărârii de guvern cu privire la proiectul Codului Științii și Inovării. Vine platforma parlamentară, eu cred că acolo vom mai discuta, nu va mai rămâne chiar la discreția doar a guvernului. Vreau să vă aduc la cunoștință că în ședința de joia trecută, guvernul a venit cu un proiect de lege cu Agenția în Sănătate Publică și a fost spus doar câteva cuvinte, pentru că mulți deputați au zis că nu înțeleg ce este asta. Dar eu am spus foarte simplu. Zic, nu înțeleg ce înseamnă Agenția pentru Sănătate Publică. Sănătatea publică e specialitate. Este o specialitate la Universitatea de Medicină, este facultate, este Centrul Republican de Sănătate Publică. Ei unesc doar deci instituțiile de control. Zic, numiți atunci Agenția Controlului în Sănătate, dar nu în Sănătate Publică. Și domnul președinte a fracțiunii Partidului Democrat Lupu a cerut retragerea și proiectul de lege a fost retras din procedura legislativă și remis guvernului, fiindcă varianta cu care au venit ea n-a fost bună. Acum este foarte important ca toți împreună, apelul domnului președinte Duca, a domnului președinte a Sfatului Academicienilor, deci să fie o grupă de deputați care ar veni la ședința comisiei, când va veni acest proiect de lege, el încă nu este astăzi, astăzi nu îl avem încă înregistrat în Parlament, deci nici nu pot să spun când și cum, atunci eu voi începe cu audieri publice, cu reprezentanții Academiei de Știință, haideți să ne determinăm. Cred că este oportun ca știința fundamentală să nu rămână de izbeliște și nu să știe ce va fi cu ea, dar mai există și blocul sociopolitic, care iarăși, dintotdeauna, au fost Academiei. Eu nu mai înțeleg unde se va duce, cine se va ocupa cu indicatorii demografici.
Dar indicatorii demografici, economiștii știu foarte bine, ei stau la baza prognozării economice în această țară. Noi stăm foarte prost cu acești indicatori demografici. Să vedem ce avem. Ministerul Economiei nu poate prognoza indicatorii principali macroeconomici dacă nu are numărul de populație. Cui îi atribuim noi? Și cui ne adresăm să lucreze în țara asta, dar și să beneficieze de rezultatele acestui lucru? Sunt niște lucruri care ar trebui să le cunoaștem și să le invocăm. La audieri publice vom invita și reprezentanțul Centrului de Reformare, așa îi zice, da? Pe lângă Guvernul Agenției de Reforme. Că aceste reforme sunt imperative, da, sunt imperative. Dar haideți să le facem în așa fel ca să nu se întâmple, ca în 98 am fost martor. Din mari păcate, toată implicația mea, cred că e soarta, toată implicația mea, revenirea în conducerea de vârf a țării, este doar cu niște reforme. 98 cu județele și până la urmă ce am făcut noi în 98? Când ne-am trezit, 7 județe și restul parcă au fost explozii nucleare în centrele raionale. Niciun om. Toată lumea moarte, fără lucru, fără serviciu, intelectualitatea nefolosită pentru instituții. De aceea lucrul acesta se discută în cadrul Partidului Democrat. Și domnul președinte a partidului a spus că să se întâlnească la început oamenii care au tangență la știință să discute acest cod și atunci să se iasă cu un variant. Dar accentuez, este un proiect, este platforma parlamentară, avem șansa să vedem cum să îmbunătățim acest proiect de lege. Fiindcă multe s-au rectificat în cadrul ședinței de guvern, au rămas două momente importante. Vreau să vă spun că domnul Cecan, 3 săptămâni în urmă, a prezentat reforma la partid și a zis Academia ONG, la ce președintele partidului zice, ia lăsați, băi, și Academia ONG chiar a oprit toată chestia asta, a venit altă formulă a Academiei. Urma, este bine că în acest proiect de lege există autonomia Academiei. Iată în cadrul la autonomia Academiei și vom discuta toate subiectele care nu au fost luate în considerație în acest proiect de lege. Dacă este autonomă Academia, într-adevăr, trebuie să-și aibă pârghiile pentru a activa și pentru a propune variantele, structura sa, dacă e autonomă, structura trebuie să o promovă. Organigrama Academiei de Știință. Asta este conceptul autonomiei. Vom lua DEX-ul, vom lua noțiunile care există astăzi în cadrul guvernului și ce înseamnă autonomie și vom merge pas cu pas. Asta trebuie să o facem și astăzi trebuie să fie evidențiată o echipă de academicieni, directori de institute din cadrul Academiei, ca să într-adevăr, să avem în cadrul Parlamentului și o susținere respectivă. Mai mult ca atât, eu voi insista ca în ședințele în plen să fie invitați. Atunci când se va pune în vot la prima lectură să fie membrii Academiei, o parte, grupul care îl decideți dumneavoastră, să fie în ședința în plen, să se expună referitor la unele aspecte. Dar că Academia trebuie să fie reformată, trebuie să fie reformată. Conștientizăm toți și conștientizează și domnul președintele Duca. Eu din 2011, când am venit la Comisia Educație, Cercetare, Cultură, Tineret, Sport și Mass Media, deci de atunci dumnealui vine cu aceste proiecte, fiindcă din interior vedeți singuri că trebuie ceva de făcut. Asta este situația. Atât ce am vrut să vă spun și rugămintea este ca, într-adevăr, să susțineți comisia și să vedem cum mergem. Fiindcă orice inițiativă ulterior care vine, schimbăm așa, facem alegerile așa, trebuie să fie în codul științei. Avem codul științei, avem articolele respective. Dacă nu există articolul, nu aveți dreptul. Se declară neconstituțional și atât. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte, cine mai dorește? Iată, în privința acestor propuneri care au parvenit și la domnul Cancian Furdu și la domnul președinte, deci cu tine anul, de a forma o grupă care să examineze propunerile care le-am făcut eu, e propunerile care sunt, au parvenit de la unii acanceni, mie mi-au parvenit, ca să le examineze și să le pregătească pentru Parlament. Domnul Cancian. Eu cred că asta ar fi chiar bine și e o chestiune benefică pentru noi, ca să nu fiecare să spună, zic, cine e? Sigur că domnul Cancian Furdui trebuie să intre aici. Iată, m-am uitat aici.
propunem. Propuneți dumneavoastră. Dau ca ce am făcut, l-am propus eu. Vicepreședintele Guceac. Guceac este la mine listă. Încă? Ar fi bine dacă ar da... Peste care? Ar da simțământul său academicianul Veloseși. Dacă... Este în listă? Înțelegeți, domnule academician, eu în atât apreciez nu numai capacitățile manageriale și om de știință a dumneavoastră personal, prin ce v-ați manifestat foarte așa vădit, dar și postul care dumneavoastră îl ocupați, președintele Consiliului... Domnul academician Bielostesnic, vreau să vă spun că eu de pildă... Domnul academician Bielostesnic, iar prea viitoare în comisie, este invitat Ministerul Educației cu reforma universității, audierile doar în comisie. Vă rog să fiți. Vă rog, dar vă invit. Deci înseamnă că domnul Cancian Bielostesnic acceptă. Domnul Cancian Bielostesnic acceptă cu domnul Cancian Furdu să fie împreună. Pentru că dacă n-ați fi împreună, atunci o să... Eu n-am simțit că domnul Cancian Furdu a criticat. Noi am avut o perioadă, vreo 2-3 ani urmă, am avut dialoguri tensionate. Dar mi se pare că noi după aceea am agășit limba comună și am mers în comun cu proiectul nostru. Poftim? Da, nu, mă rog, nu mai zic eu, dar zic că, deci domnul Cancian Bielostesnic, domnul Cancian Cimpoieș, este în listă? Încă cine? Eu zic domnul Prisacar să fie. Poftim. Domnul Prisacar? Explicați cine. Nu este vorba de comisie. Este vorba de o grupă. Nu este vorba de comisie, domnul academician Bielostesnic. O grupă se pregătește deci, platformă. Apare în Parlament proiectul de lege. Eu fac audieri publice. Deci, opinia da, Academiei. Și este vorba de opinia Academiei da. Prin acest proiect de prin acest grup de academicieni care vă invit în aceste audieri și la ședința comisiei, dar și la ședința în plena Parlamentului am să vă invit. Fiindcă este prea serios deja lucrul acesta. Mulțumesc, colegi. Afară ce Academia trebuie să-și expună opinia sa față de ce este... Da. Și noi trebuie să pregătim această opinia Academiei față de acest proiect. Eu doar câteva fraze în susținerea acestei idei, fiindcă mi-aduc aminte în 98. Ne invită prim-ministru Sturza. Deci este vorba de reforma Academiei. Președintele Academiei, regretatul academician Andrei Andrieș. Îl cunoașteți foarte bine. Sturza începe cu faptul că Academia trebuie să o lichidăm, ea nu ne trebuiește, știință în țară nu ne trebuiește, nu avem nevoie de știință, iată eu ca businessman am avut nevoie de Tetra Pak, nu v-am adresat la voi, ne-am cumpărat Tetra Pak-ul și exportez. Și atunci eu m-am sculat unicul din toți, că ne-au invitat de la Ministerul toți care răspund de știință. Și erau și de la Ministerul Agriculturii. Eu nu mai țin minte dacă nu era chiar și rectorul Gheorghe Cimpoieș, academicianul de atunci. Și atunci am zis, zic, dar n-aveți dreptate, domnule Sturza. Zic, nu există țară fără Academie, este forul superior. Și în afară de aceasta, deci, știința este, de fapt, unul din elementele care atribuie gradul superior de pregătire profesională, chiar și declarația asta de la Boloni, ne uităm la ea diferit, fiecare și are opinia lui. Dar știi? Dar pregătirea profesională în știință, etapele științei, asta este apogeul pregătirii în specialitate. Și atunci el a cedat și s-a oprit tot procesul acesta de distrugere. Dar dacă nu o să fiți în susținere, va fi foarte complicat. Va fi foarte complicat. Vă dați seama că acum, mă rog, politicienii sunt departe. Mi-aduc aminte primul proiect de lege în Parlament, în 2011, a fost un proiect de lege a unui brigadier.
dintr-un sat din Republica Moldova și a zis că bă, eu am venit cu proiectul de lege de reformare, de modificare a codului științei și răvării. Zic, stai un pic, dar tu ce atribuție ai la știință? Păi, după acolo e pământ mult. Haideți să uităm de chestiile acestea. Haideți să ne vedem noi ce facem. Nu pământul și nu altceva. Dacă nu, o să stăm și o să ne uităm așa unul la altul. O să avem ce o să avem. Mulțumesc. Domnul președinte, cred că membru corespondent Gandric, membru corespondent, să zicem, Dăbija și Țircun, profesor Țircun. Ce spuneți? Eu propun. Da. Deci eu vreau să-i explic, ca să fie foarte clar, pentru că a întrebat domnul Cancian Pirosteșnic. Stimați colegi, deci, ne știți istoria. Noi, mai mult de un an și jumătate, am discutat câteva proiecte, s-au vorbit despre aceasta. La ultima sută de metri, proiectul nostru a fost modificat prin ceea ce am spus, cu preluarea, deci, instituțiilor împreună cu patrimoniul. Eu, sâmbătă și duminică, am stat și am citit și, deci, am făcut propuneri. Propunerile am vociferat la ședință de guvern. Acum, încă o dată, eu repet, vine următoarea platformă, Parlament. Domnul Cancian Furdui a insistat ca să ne adunăm. Noi ne-am adunat. Vedeți, președintele Comisiei Parlamentare spune că vor fi audieri publice asupra acestui proiect. Înseamnă că noi, Academia de Științe, trebuie să fim pregătiți și trebuie să avem o echipă, o grupă care ar putea să îngrijească aceste propuneri care au rămas de la mine, care au venit de la alți academicieni și cercetători și eu cred că se poate de lansat apelul ăsta către toți membrii Academiei, toți cercetătorii care doresc, mai decât domnul Igor, vă rog și doamna Hangaru, să puneți pe site-ul nostru proiectul Guvernului. Ca să fie și la noi pe site-ul proiectul Guvernului. Poate ăsta care, nu știu dacă este de acum asta modificat, dar măcar cel care este vechi, pentru că puțin acolo s-a modificat. Și hai să pregătim și să ieșim cu propuneri, să nu ne spui după aceea istoria, că noi am stat cu mâinile în buzunar și am așteptat ceva. Hai să ieșim și să venim cu argumente. Acolo sunt oameni și acolo au fost oameni și ați văzut. O parte s-au acceptat, așa că eu cred că este o chestiune pozitivă, domnul meu Cosmin Gândec. Da. La mine este în lista. La mine este în lista Cancian Culiuc, așa că mulțumesc. Deci 30 de ani n-au fost alegeri în Academia Română. Să-l pomenim pe Ceaușescu. Și o întrebare, domnule. Eu n-am înțeles, până astăzi vorbiți, că v-ați înțeles cu primul ministru că totuși universitatea să rămână, că fiindcă o să avem școli doctorale. Atunci, în bază cu fel, dacă institutul nu ori fi în Academie, deci explic. Pur și simplu astea să înțeles altfel. Explic ce am spus eu la ședință de guvern. Vă mulțumesc pentru întrebare, domnul Gandic. Ce am explicat la guvern? Am explicat și am insistat ca instituții, și am numărat instituții care trebuie să rămâie la Academie, în domeniul fundamental. Și am spus că acest institut trebuie să aibă universitate pentru că nu am avut negocieri. În cazul când nu se acceptă nici institutul și nu s-au acceptat institutul să rămâie la Academie, universitatea trebuie să rămâie tot în cadrul ministerului, dar ca universitate, ca o entitate, nu să fie comasată cu Universitatea de Stat, ca să continue mai departe să conducă școlile doctorale a acestor instituții care la fel vor fi în cadrul Ministerului Educației. Asta a fost. Că nu, că aici dumneavoastră aveți perfect dreptate, nu există logică. Să dai instituții și să le ieși universitatea, atunci
clar pentru ce asta o face. Dar în cazul când rămâne, trebuie să rămâne tot aici, în cazul când se duce, se duce împreună cu instituțiile. El rămâne. Hmm? Dat acordul. Da, o acceptat, ca să rămână. Doamne, corespondent. A, dumneavoastră ați acceptat să fiți. Acordul. Da. Și domnul Cancian Culiuc propus, scris la mine listă. Eu am făcut listă, dar dacă s-a observat că eu, dacă te gândești mai bine, spune muia, nu ne jucăm de academie. Da. Eu încă dar spun, eu am avut o listă scrisă singur și după ați propus și cine o coincis, am coincis. Așa stratan, nu era în lista mea, dar îl pun. Să ne mai gândim, domnule Cancian, nu mai... Nu e nicio problemă. E problema, ori, va fi academia sau nu va fi? Nu, nu, da. Am spus-o eu, chiar acum, da. Acele sunt acceptate. Domnul Cancian, lucrul ăsta eu l-am spus la sesiunea de guvern. S-am spus astăzi. Este o propunere noastră. Sigur că da. Sigur că da. Sigur că da. Nu. Nu, nu, nu. 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 Da, păi dacă ne învinuiesc că noi aici... Dacă pe noi ne învinuiesc că noi am spălat bani. Dar ce spunem noi? Stăcem? Da, într-adevăr am spălat bani, mulțumesc că ne învinuiți. Și pe noi ne deranjează, domnul Cancian. Și pe noi ne deranjează. Nu, apoi eu vreau să vă spun, înțelegi, ei ne învinuiesc cu 500 de milioane, pe mine tot mă deranjează, pe toți ne deranjează, pe mine mă deranjează pentru că spun că eu am spălat bani. O comunitate a primit 500 de milioane, 400 și vreo 50 de milioane. Noi am insistat, o Academie de Științe, numai 197 din aceasta s-au dat. Academie de Științe de la 300 de milioane cât a avut s-a micșorat până la 197, în fiecare an s-a micșorat. Dar Academia de Știință au făcut 150 de milioane, înțelegi, suplimentar singur au câștigat. Prin proiecte, prin, iată de exemplu, numai 15 sau cât acolo milioane, Institutul Genetic care are acorduri cu diferite întreprinderi agricole. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu vreau să spun, ce să facem noi? Să așteptăm tot, cui nu Ilene, se scoală, înțelegi, și spune chiar secretarul general, sau chiar secretarul Comisiei Parlamentare. Ieri la... Am și spus, atâtea milioane, atâtea milioane. Ce milioane? Ce milioane? 16 milioane? Nu, ăsta cum îl cheamă? Ei, nu bătrânce. Și ala. Nu, încă mai este unul. Cum îi spune el? Mihalache, da. Cornel era acolo scris. Domnul Cancian, când ne învinuiesc că noi avem 16-17 milioane de euro pe toată comunitatea științifică, nu, bun, acum 20, pentru că s-au mai devalvat, 20 de milioane. Și când compar cu facultatea de chimie la Universitatea Newcastle, unde am avut eu 5 ani un proiect, și aceea numai facultatea are 35 de milioane de lire. Apoi, știți, când începi să ne vinuiască pe noi pentru atâția bani, ce faci cu atâția bani? Ce cumperi cu atâția bani? Poate cumperi calculatoare obișnuite. Dar mai mult nimic. Dar noi evităm, eu sunt de acord. Noi în diopsie nu vorbim, dar în ultima vreme când ne vinuiesc până cu jumătate de miliard, noi venim cu propuneri contra argumente. Suntem nevoiți. Tot așa ca și cu patrimoniul, înțelegeți? Au pornit acum 10 oameni, îi controlează. În 2004, numai un singur bun a fost înregistrat la Academie.
Și ce să fac? Nimeni nu spune despre asta. Trebuie să spune cum unii v-ați vândut. Când au venit, noi ne-am vândut nimic. Au vândut un singur bun, guvernul. Și trebuie să ne dea jumătate și nu vă să ne dea. Dar noi n-am vândut nimic. Noi invers. Toate le-am înregistrat. Toate sunt gata. Oricare poate să le iei. Și de ce? Când apar chestii de estea, păi sunt pur și simplu rușinoase pentru noi. De ce noi trebuie să acceptăm învinuiri false? Mulțumim. Aș vrea ca să fim așa. Avem poziție academică, tolerantă, să vorbim altfel. Dar nu poți când te învinuiesc. Toleranță și ne-a dus domn președinte, eu trebuie să plec deja. Sigur că acest proiect atenzează la autonomia Academiei de Știință a Moldovei, la statutul ei actual, dar în mare pericol sunt și instituțiile de cercetare subordonate Academiei asta. Mie mi se pare că, într-adevăr, trebuie să formăm o echipă pe care va crea o platformă în care trebuie să va discuta și va fi promovată poziția Academiei în procesul de dezbatere a proiectului în cadrul Parlamentului. Dar să nu procedăm cum se procedează multe ori, prin crearea acestui grup să ne spălăm pe mâini. Așa că s-a creat grupul, lasă grupul să lucreze, în mare pericol. Ei să demonstreze că nu este rațional ca aceste instituții să meargă din, că să le, cum să le scoată din Academie să le spui altcuiva. Dacă ei tac, înseamnă că în cazul ăsta pe dânsii aranjează. Și atunci nu faci nimic. Iată de ce eu sunt de acord absolut cu domnul Cuciac și în cazul de față trebuie să trezească directorul de instituție acum, fraților. Directorul de instituții. Noi comisia asta care a spus dumneavoastră ne-ați format, dar mergem noi comisia asta, mergem la Parlament, acolo, presupune, om discuta, da, tot lucrurile astea, dar nu am să avem putere aceea, care au azi directorul de instituții, care să unească toți împreună odată. Uiteați, odată, 20 odată să intrați în guvern. Uite, asta eu văd forță. Și asta se rezolvă problema. Altfel nu. Stimați colegi, nu. Da. Domn președinte, dacă îmi permiteți, n-aș fi de acord că astăzi institutele sau directorii nu iau măsuri. În această perioadă, eu vreau să spun că am adunat de două ori colectivul, atât vineri, seara și ieri, o jumătate de zi, așa am discutat pe întrebările astea. Fiindcă noi am fost cei mai așa, într-o măsură, afectați în aceste discuții, ca Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, care are realizări recunoscute în multe țări ale lumii. Noi colaborăm cu multe țări, cu Anglia, Statele Unite, Israelul, Germania și Vietnam și alte țări. Între aceasta, noi suntem recunoscuți. Dar cei care au venit, ar trebui acum chiar domn președinte depus altfel, cei care au venit intenționat caută
pricina nu de a reforma, de a distruge, fiindcă reforma acum a fost propusă de Academie, ceea ce este de a... Tot asta este un scenariu care este gândit și aplicat în... Astăzi se aplică acest scenariu în practică. Institutul de Genetică a fost, a spune, până acum a avut... Numai despre realizările sale sunt recunoscute. Noi am spune că ceea ce a fost atunci, s-a creat o impresie că la sfârșitul zilei de lucru de vineri nu erau la lucru. O impresie falsă despre care am vorbit, fiindcă în timpul acela oamenii erau, sau colaboratorii erau în câmp. Noi începem lucru. Ceea ce aici s-a vorbit cu trecerea la universități, cred că este o greșeală foarte mare, lucru în Institutul de Genetică începe la 5 dimineața și îl termină la 9 seara. Mulți colaboratori sunt în această perioadă și ieri noi am discutat în privința regimului de lucru. Da, se pun 8 ore în tabelă, dar lucrează câte 12-14 ore colaboratori. Și sâmbătă și duminica la fel. Așa că părerea noastră că a domnului vicepreședinte că instituțiile trebuie ca să se trezească, noi niciodată nu ne-am aliniștit. Mulțumesc, domnul director, iată, domnul Cancian. Domnul președinte, stimați colegi, eu cred că în această comisie ar fi bine să fie inclus un reprezentant de la secția agricolă. Din ce cauză? Ca anume exemplu lor cu reformarea. Când au trecut de la Academie la minister și asta a fost cu tot altceva, asta a fost patrimoniu, terenurile, tehnica și au rămas gol pistol, iată, aceasta este o reformă nereușită. Și de aceea, de acest caz negativ, vor fi reprezentanții ori domnul Rapcea, ori cine acolo, care cu dovezi lor să demonstreze ce a fost până la reformarea nereușită și la ce au ajuns astăzi. Exact o să se întâmple și cu reformarea în Academie. Nu sunt institutele, ce fel de Academie fără institute? Domnul Crâncean, propunerea este logică. Și deci, dintr-o dus reprezentantul, directorul, domnul profesor Dadu, las fi sau... Eu cred că e suficient, așa e? Noi, în principiu, eu v-am făcut cunoștință cu propunerile care le-am făcut, domnul Cancian iarăși a vorbit, ați vorbit dumneavoastră. Eu am înțeles de la dumneavoastră, de la toți care ați vorbit, că acum este foarte important ca noi să ne concentrăm asupra unor propuneri pentru a îmbunătăți din punctul nostru de vedere, acest proiect de lege care a fost aprobat de către Guvern și transmis Parlamentului. Și eu cred că asupra acestor, iată, aici eu chiar îl susțin pe domnul Cancian Bilostesnic. Nu știu, cred că 70-80% din tot textul este textul care din proiectul nostru luat, care a trecut avizarea până acum. Pur și simplu acolo s-au făcut unele modificări care au afectat problema legată de... Deci dreptul Academiei de a fi fondator la institute și la diferite instituții care se preiau. O să discutăm chestia aceasta. Dar foarte important, e că nu știu cine aici a vorbit, nu mă țin minte, cineva dintre dumneavoastră. Foarte important este ce nu s-ar întâmpla până la urmă, cum n-ar vota deputații, dar autonomia, independența Academiei trebuie păstrată, chiar poate fortificată. Pentru că o Academie care va fi sub regulamente aprobate de guvern, guvernul se schimbă, clasa politică se schimbă, ea nu va fi o Academie adevărată. Aici, într-adevăr, va fi o lovitură și noi nu trebuie să permitem. Pentru că Academiile din lume niciuna nu supune niciunui minister, niciunui guvern. Ele sunt independente, dar sunt finanțate de stat, pentru că este o societate, în ultima instanță, de elite a oamenilor din știință și de cultură. Și vreau să vă spun că sunt două tipuri de academii. În deopște, dacă vă aduceți aminte, în 2008-2009 a fost aici o conferință, UNESCO a organizat-o și a vorbit despre al treilea tip de academii, strateg al guvernării. Ceea ce astăzi folosesc chestiunea aceasta, deci
centrul ăsta de reforme, domnul Ciocanu, și a scris că Academia de Știință, cel mai înalt for științific, partener strateg al guvernului. Asta a fost preluată de la concluziile UNESCO. De UNESCO a spus că sunt trei tipuri de academii. Una este societatea oamenilor de știință, cei ce vor acum să transforme. A doua este o societate a oamenilor științe cu administrare, cu dreptul de a administra, de a gestiona instituții de cercetare, ceea ce am fost noi până în ziua de astăzi. Și a treia este strateg, deci partener strategic al guvernului, dar cu instituții. Dar poți fi partener strategic și fără instituții. Partener strateg al guvernului este Academia de Știință din Statele Unite Americii. Acolo e foarte clar scris în lege. Chestiunile acestea noi le-am luat de acolo. Dar Academia de Știință, care nu are instituții, Academia Națională a Statelor Unite, care nu are instituții de cercetare, ea are dreptul de a funda laboratoare, diferite secții, diferite grupe de cercetare. Toate strategiile Guvernului Statelor Unite sunt elaborate de către Academia Națională a Statelor Unite. Le dau bani, ei organizează concurs, adună foarte multă lume, personalități și elaborează aceste strategii. Dar nu pot să existe, s-au convins și ei și toți convins, nu pot să existe fără echipe de cercetători. Bine, nu au instituții, ca și guvern, cum nu au, pentru că altfel e guvernul atunci. Dar, în schimb, deci au posibilitatea de a valorifica potențialul deci uman. Deci eu cred că noi aici tot trebuie să fim foarte flexibili. Important este că aceste instituții să nu dispară, cum s-a întâmplat în Georgia, în Kazakhstan, în Turkmenistan. Să nu dispară, cum se întâmplă acum în Statele Unite. Iată, a fost câteva instituții, acum din câteva, 4-5 instituții unde eu erau acolo în vecinătate, a rămas numai un institut. Așa că asta este. Dar poate și trebuie unele instituții de mai optimizat, poate și trebuie, pentru că cerințe sunt altele. Dar nu cred că lucrul ăsta se face, cum spun rușii, chilină. Lucrul ăsta se face evolutiv. Este agenție care face concursuri, fiecare institut trebuie să participe, dacă câștigă proiecte, înseamnă că bine, dacă nu câștigă probleme, proiecte înseamnă că sunt probleme și trebuie discutat. Sunt niște lucruri, altfel se rezolvă aceste probleme. De ce? Trebuie să chemăm pe guvernanți, mai ales să avem un minister nou, ministerul va fi Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, unde practic o să fie concentrată toată politica în domeniul cercetării. Lucrul ăsta trebuie noi să-l conștientizăm, el va fi și trebuie să ne conformăm acelor deci, politici și schimbări care se fac astăzi în țară. Trebuie să ne gândim foarte serios, pentru că noi nu putem să rămânem într-o parte. Uitați-vă, societatea de ce pe noi ne critică? De ce? Pentru că informația negativă iese tot de la noi. Dar cum am spus, câteodată cea pozitivă este transformată în cea negativă. Eu cred că succesele noastre pe unii îi supără. Este adevărat. Sper că nu patrimoniu. Asta vreau să fie alt adevăr. Eu vă mulțumesc, deci înseamnă că această echipă care s-a format... Secretarul general, îmi produceți, vă rog. Secretarul general, vă rog. Nu, că nu economic, ca o entitate publică. Fără economic. Ca persoană juridică. Dispar ca elemente de structură. Academia de Știință, Academia de Știință, îi se ia dreptul de a... Ascultați, vă rog, dacă întrebați. Academia de Știință îi se ia dreptul de a funda instituții și alte entități științifice. Îi se ia acest drept. Și de ce? Și de a efectua cercetări. Și de ce Academia de Știință transmite aceste instituții Ministerului Educației? Aceste instituții vor fi finanțate încă 2 ani de zile, atâta timp cât durează proiectele. Proiectele în 2018 se termină la sfârșitul anului. Până atunci o să fie. Și în 2018 va fi organizat concurs pentru următorii 4 ani de zile. Și toate aceste instituții vor participa la concurs. Eu nu știu ce s-a întâmplat. Până când
guvernul spune că ei nu au de gând să se desfințeze. Când am întrebat la Institutul de Genetică, că noi am început să lucrăm asupra unor programe naționale și vrem să prezentăm guvernului. Și sub aceste programe să vedem care instituții rămân, care instituții trebuie create noi, care instituții se comasează. Prim-ministru a spus foarte clar, nu mergem pe care aceasta. Instituții rămân, termină proiectele și participă la concurs. În perioada 2018, când o să participe la concurs și cine o să câștige, cine o să câștige, atunci noi o să ne întoarcem la soarta lor. Și o să vedem cine e performant, cine se încadrează, merge înainte, cine nu, nu. Poate și unele instituții se va decide să transmită unor universități, dacă o universitate pe el are nevoie obligator de ceva, dar fără ca să fie comasată și transformată în cămin sau nu știu ce. Astea se vor discuta. Eu vreau să vă spun că, după cum a spus prim-ministru la o ședință care noi am avut-o și am discutat acest proiect, el a spus că următoarea etapă imediată este reforma sistemului universitar. Și dumneavoastră știți despre lucrul ăsta. Acum, în reforma științei, se formează acest ANACEC, da? Care îmbină în sine tot inspectoratul de la școlar până la universitar și îmbină în sine, deci, CNA și îmbină în sine evaluarea universitară și a cercetării. Aș fi o structură mare, dar ideea este următoare. O structură independentă care nu se va supune Ministerului, va fi creată de către guvern, dar ea va face un control sau o evaluare a calității, nu un control, dar o evaluare a calității cap-coadă, de la grădiniță până la universitate, până la cercetare. Pentru ca să vadă care este acest lanț și trebuie făcut pentru ca la fiecare etapă, la fiecare verigă acestui lanț, să avem calitate pentru ca să putem să mergem mai. Absolut. Iată, eu vreau să vă spun că atunci când s-a discutat chestia aceasta, vreau să vă spun că două persoane categoric erau categoric împotrivă. Eu am spus că, domnule, noi chestiunea aceasta am discutat-o cu domnul Milosteșnic. Și el, deci, a venit din numele rectorilor și a spus că susține această chestiune, dar să fie independentă. Pentru că cei ce au creat astăzi, ANACIP-ul ăsta, da? El practic nu are nicio valoare și nu dă nicio plus valoare. Și iată, uite, asta va fi și pentru ANACE. Și aici tot așa. Deci se consideră că guvernarea trebuie să-și asume. Iată care este. Dumnezeu, să nu credeți că eu fac numai pentru ca să cineva vorbește și pui mâna patrimoniu. Poate și este. Și sunt gândurile astea așa, știi, în umbră. Dar în realitate se preia pentru ca guvernarea să-și asume procesul de implementare a cercetării. De a face cercetare și de a o implementa în practică. Dacă se vor găsi capacități, dacă se vor găsi persoane și nu întâmplătoare, dar care au experiență managerială în domeniul cercetării și vor fi lideri acestui proces, sigur că el poate să aibă efect mai pozitiv, pentru că se vorbește că se va mări de două ori finanțarea cercetării pentru anul 2018. Eu am întrebat pe niște persoane de la noi care pricep acest lucru și de ce mi-au demonstrat că ceea ce se vorbește este o majorare virtuală, în realitate se va micșora cu 100 de milioane. Să vedem, viața ne-o să ne arăte. Ce se spune? Ciocanul acesta absolut nu are idee. Să spună mulțumați colegi că care este prioritatea acestei reforme. Că specialistul va avea posibilitate nimijlocit să participe la concurs. Bă, dar ce până amul tot așa au fost? Iar prioritatea. Deci eu încă o dată răspund. Echipa care o să o adune doamna Cancian Furduș și doamna Hanganu, ea are o echipă întreagă, deci asta, direcția de strategii și politici, a Cancian Furduș, mi-am corespunit Pusacar, mi-am corespunit Guceac, domnul doctor habilitat Sfircun, domnul academician Culiuc, domnul academician Cimpoiș, domnul membru corespondent Dabija, domnul membru corespondent Gaindric, domnul academician Bilosteșnic, domnul doctor habilitat Stratan, Hanganu, secretarie A, chestia aceasta, domnul doctor habilitat Botnaru și domnul doctor habilitat Dado. Iată această echipă care cred că va examina propuneri pentru platforma
parlamentară. Asta este scopul, probabil, și este normal și corect. Ce, este? Da, este, sigur. Și a acestei echipe care, vreau să vă spun în felul următor, să dați, unde se trimite propunere? Pe care adresă, Igor? Doamna, a, e tot doamna, dar eu gândeam că i-am s-a dus. Da, e în dos acolo. Deci dumneavoastră o să găsiți adresele, deci, doamna Hangano, cine să aibă propuneri, poftim. Mai aveți întrebări? Da, poftim, domnul profesor. Deci eu să vă spun așa o chestiune, în privința altui proiect. Deci a fost discutat și propus intensiv de către expertul Ministerului Educației, domnul ministru al României fost, Daniel Funeriu, ca să se elaboreze imediat, să înceapă să lucreze asupra unui nou proiect. Poziția guvernului a fost următoarea. Trebuie de implementat acesta, nu poți să mergi una după alta. Chiar distrugi cu tot comitatul științific, dacă o ții pe dânsa numai în stres, reforme, reforme, una după alta. De ce trebuie de făcut această reformă? Trebuie de lăsat 4-5 ani de zile de văzut să știi cum va fi și, pe urmă, dacă va fi nevoie de un nou proiect, să face o nouă lege a cercetării sau era vorba ca să unească educația cu cercetarea și să fie un cod unde să fie două compartimente, două volume. Una educație și una cercetare. Dar la educație, în general, să fie două volume, să fie de trei. Una educație preșcolară, dar una educație universitară. Nu avem un nou, dar am avut informație, avem informație că cineva pregătește acum un cod, o modificare de alternativă și poate să apară. Așa cum avem, apropo, modificarea legii cu privire la CNA venite de la socialiști. Și noi am dat, sau nu de la socialiști, sau de la Buruian. De la președinție, da? De unde v-a venit? Igor, de unde a venit? De la CNA a venit, de la CNA, da. De la CNA. Așa că aici poți fi orice, dar până când, la ziua de astăzi, este fapt că s-a discutat, s-a aprobat la guvern și guvernul de în Parlament pentru ca să fie aprobat. Stimați colegi, eu vreau să vă spun două chestiuni numai încă. În primul rând, până pe data de 18, Consiliul Suprem primește propuneri pentru Premiul Național. Eu vă rog foarte mult, cine știe ce s-a întâmplat mai departe, depinde de politicieni, sperăm că o să fie totul bine, dar noi ne-am înțeles că fiecare institut să pregătească ce puțin câte una. Nu, dacă are, sigur că nu vreau ca să fie lucrul ăsta, deci, formal. Vă rog foarte mult, toți directorii de institut, membrii Academiei, recomandați pentru Premiul Național ca să nu pară institutele mai slabe decât alte entități. Vă rog foarte mult. A doua chestiune. Deci până pe data de 18, da? Hanganu, noi pe 18. 18 o să facem ședința Consiliului Suprem și acolo, deci, o să... Pentru noi o să fie pe unul posibilitate să ne mai, să mai organizăm. Și acolo, deci, trebuie să meargă încă și deci și procedura de selectare, de expertizare. A doua. Stimați colegi, noi, în sfârșit, la ședința Consiliului Suprem, am acceptat premiile Academiei. Acum noi ne gândim când să le mânăm. Tot ce e posibil ca să le mânăm sau la ședința Consiliului Suprem, sau la... Nu? N-am votat încă. A, numai birou am făcut. Am tot pe date 18 o să votăm și... Pardon, domnule Canceni, vă mulțumesc. Dacă sunt alte anunțuri, nu, și eu vă mulțumesc, vă doresc o zi bună și succes. Care e poziția dumneavoastră? Eu, în primul rând, aș vrea să subliniez că sunt cel care toată viața activez în Academie, cunosc ce a face, înseamnă a face știință, sunt unul din fondatorii a unei noi științe, numit sanocreatologia, care devine recunoscută în lume și de aceea consider că opinia mea este destul de obiectivă. În primul rând,
am rămas uimit de hotărârea guvernului. De ce? Fiindcă cei care au pregătit acest proiect nu au informație obiectivă ce înseamnă a face știință și care este rolul științei. Dumnealor, cred că astăzi este posibil de a face știință și în același timp a te ocupa cu pregătirea cadrelor în universități. Astăzi știința necesită o consacrare de plină de la 9 până la 9 seara, sâmbătă și duminică. Prima. A doua. Țara noastră, care este lipsită de surse energetice, minerale, etc., nu are altă cale de a asigura securitatea țării, dezvoltarea țării, fără știință. Faptul că s-a hotărât să lipsească Academia dreptul de a face studii, de a avea instituții, asta e posibilă numai într-o țară care hotărăsc problemele nu persoane conștiente de ceea ce fac dumnealor. Domnule academician, dar de ce această reformă vine acum? De ce s-ar face aceste modificări, chiar dacă sunt lipsite de logică? Aceste modificări, este clar că viața cere în continuu de a ne modifica. Dar aceste modificări, ele trebuie să se facă în concordanță cu opinia celor care, nemijlocit, sunt preocupați cu domeniul corespunzător. Să se determine soarta comunității științifice academice fără a se consulta cu comunitatea științifică, de acum mărturisește că se face ceva care nu este dorit ca noi, cei care suntem ocupați cu știința, să știm. Dar care ar fi scopul acestei acțiuni? Scopul acestor schimbări care sunt acum acceptate la guvern, nu nici de cum nu vor îmbunătăți starea în știință, nu vor asigura condiții corespunzătoare pentru dezvoltarea științei. De ce? Fiindcă știința trebuie să se facă în comunitate științifică. Deci adică, nu pot fi subordonate acele instituții ministeriale. Adică, elementar, dacă cineva a vrut ca să facem reformă, trebuia să studieze care au fost rezultatele sistemului existent de guvernare a științei. Cu toată responsabilitatea, vreau să subliniez că datorită fostului cod a științei și dezvoltării a salvat știința din țara noastră. În 2004 era o situație de nedescris în știință. Nici salariu, nici căldură, nici electricitate, nici apă. Dar acum ce se va întâmpla? Acum ce se va întâmpla? Se întâmplă așa că o să fim în perioada câtorva ani lipsiți de posibilitate de a face studii, lipsiți de imobil, etc. Adică eu îs sigur că această reformă se face nu în interesul științei,
pe cineva îl interesează, în primul rând, imobilul Academiei, îl interesează loturile unde se efectuează cercetări în domeniul geneticii și fiziologiei a plantelor. Ei, și dar în pe principi, cine interesează? Nu pot să știu. Nu știu. Eu sunt preocupat cu știință de zi, de dimineață până seara. Și credeți că va fi votată această reformă și în Parlament? Nu știu. Astăzi, aici, a fost o ședință, o întrunire a tuturor celor care activează în Academie. Și care e poziția lor? Sunt toți mirați, indignați de așa hotărâre. Acum ne adresăm cu o scrisoare către speakerul Parlamentului, domnul Andrei Candu. Da, Candu. Da, ați elaborat această scrisoare în care cereți ce? Să fie de... Cerem de a avea o întâlnire cu dumnealui să-i explicăm care vor fi consecințele acestei reforme. Asta e. Da, vă mulțumesc, domnule Patriciar.